ça va va Sunt Marisa Radonia și vin din Italia. Sunt o voluntară europeană la actor și acolo lucram într-un program de educație interculturală care se numește Aici Acolo. Suntem mulți voluntari din diferite țări ale Uniunii Europene sau și din afara Uniunii Europene. Lucram cu copii în niște școli și grădinițe aici, la București și programul consiste... Fiecare dintre noi face o serie de trei lecți în care prezentam cultura noastră, într-un fel amuzant pentru copii. Și eu prezint Italia, și în lecțiile mele încerc să vorbesc despre regiunea mea în special. Vorbesc despre legende și povești din regiunea mea. În prima lecție vorbesc despre o legendă care avem noi în regiunea mea care se numește Basilicata. Legenda e despre un elf care locuiește în peșteri care sunt multe în satul unde locuiesc eu și elful e mic, precum copii, și îi place să facă glumele în special adulților. Copiii le place povestea asta și pentru ei e foarte amuzant și la sfârșit le spun un secret. Secretul e că dacă ei reușesc să fure căciula elfului, el poate să le arată locurile în care sunt ascunse comorile. Pentru că legenda spune că în peșteri unde locuiesc elfii acești sunt ascunse comorile de haiduci, în timpurile trecute. Deci asta am, am încercat să le spun într-un fel amuzant și ei sunt foarte interesați și fac multe întrebări la sfârșit. De exemplu, întrebarea cea mai frecventă este dacă eu nu-l dau înapoi căciulă după ce mi-au arătat comorile, ce se întâmplă? Și eu le spun mereu poate că în peșter acește și e important să le dai înapoi căciula. Eu m-am mirat când am văzut că copiii sunt foarte interesați, adică fac multe întrebări, vor să știe și asta îmi place mult și e important și pentru mine pentru că descoper ceva despre mine și despre cultura mea, adică povestea despre elful pentru mine e normal. Dar, în fiecare dată când o spun copilor, descoper ceva nou, ceva despre ce eu nu m-am gândit în trecut. Eu mă numesc Marisa Radonia și vin din Italia. Comun va? de Anca Ionescu și Raluca Rădulescu.